Gata? Începem? Da. Da. Bine. Ce facem astăzi? Astăzi desenăm? Șoricei. Șoricei. Bine, gata. Hai să desenăm șoricei. Uite, ștergem personajul ăsta și alegem un nou personaj. Desenăm! Și acum facem aici mai mare, dăm zoom, zoom, ca să avem control asupra ecranului mai bine, da? Da. Cu ce pornim să facem un șoricel? Cu un cerc. Cu un cerc? Bun. Poate să fac eu? Ce culoare? Hai să-l fac eu, că-l fac mai repede, da? Tu îmi zici ce să fac, da? Cu ce culoare? Gri. Gri, ok. Gri, cam așa de gri. Ia să facem cerculeț. Nu prea e cerculeț ăsta. Hai să vă arăt o șmecherie. Dacă ți-a apăsat pe shift, uite butonul ăsta se numește shift, ia uite. Fac cerc perfect, ce zici de asta? A, o știai? Nu. Uite, vezi ce secret ați învățat astăzi? Cum să faci un cerc perfect cu tasta shift apăsată. Gata! Uite, vezi, îl centrăm exact pe mijloc, pe mijloc, pe mijloc, pe mijloc. Pac! Acum este în mijloc. Asta e fața, da? Ce-i facem? Ochișorii îi facem? Da. Hai să facem ochișori. Cum facem ochișori? Cu cerculețe mai mici. Tot cerculețe? Bun. Cu ce umplem? Cu negru. Cu negru, da? Hai să alegem negru și să facem două cerculețe, da? Hai să facem un ochișor mai întâi. Am făcut un cerculeț și acum îi facem și o luminiță în ochi? Da. Cum o facem pe asta? Cu un punct alb. Așa, cu un punct alb. Îi dăm așa la strălucire. Și alegem alb și facem un punctuleț alb, da? Facem tot un cerculeț. Așa? Da. Bun, super! Și acum, fiți atenți ce facem. Pardon. Înapoi, înapoi, înapoi. Uite, dăm aici înapoi, înapoi, înapoi. Acum, iau cerculețul mare, îl dau la o parte, că vreau să învăț o șmecherie. Ia fiți atenți, dacă le selectez pe astea două, vezi că am două obiecte selectate, și cercul mare și cercul mic. Și acum pot să-i dau grupează. Adică, de aici înainte, ăsta este un singur obiect pe care îl trag pe oriunde pe ecran, vezi? Și, dacă îi dau copiază, o să copieze tot grupul. Și acum, dacă îi dau lipește, ia uite-l, e ochi-ochi. Vezi? Și n-am mai trebuit să mai fac din nou cerculeț, cerculeț, să fie mai mare, mai mic. Ia să le pun pas înapoi. Unde punem ochișorii? În mijloc. Aproape. Aproape în mijloc? Aici? Nu. Așa? Mai sus? Cam așa? Da. Ok. Nasul unde? Oh, nasul. Cum îi facem nasul? Tot un cerculeț? Da. Poți dar de ce culoare? Pot să-l fac eu? Hai, fă-l tu. Rosul? Trebuie să fac. Hai, alege tu, Mișii. Roșu, da. E o idee bună să-i facem nasul roșu. Ca lui Moș Crăciun. Mișii, mă lași pe mine, tati. Ah, hai să alegem din nou culoarea roșie. Da? Și acum facem un cerculeț roșu. Mic. Mic, nu? Ah, fiți atenți la umplere. Putem să-l umplem, cerculețul ăsta, cu... Și ia uitați-vă acum, vedeți că există aici mai multe opțiuni. Și putem să-l facem așa. Ia uite cum sună, vezi? Ia uite, ia uite. Hai să-i facem așa nasul, așa? Înapoi. Nasul e în mijloc, da? Da. Și gura, unde? Cum îi facem gura? Gura, să-i o facem așa zâmbitoare? Da. Uite, luăm tot cu roșu, îi facem aici gura și acum ca să-i facem zâmbitoare, fiți atenți, remodelăm, adică facem și mai mare ca să vedem exact ce facem. Apăsăm aici pe butonelul ăsta care zice remodelează și ia uite ce putem să facem cu remodelare. Știați de șmecheria asta? Ia uite, ce zici de treaba asta? O știai? Nu. Nu? Hai să ne jucăm cu ea să vedem ce iese. Așa? Șmecheros? Na. Ia, hai să luăm să tragem de punctulețul ăsta mai sus. Așa? Tragem și de ăsta mai sus? Da. Tragem de ăsta mai jos. Băi, arată bineșor. Și-l facem șmecherit. Îl facem șmecherit un pic? Da. Adică îl punem așa mai în colțul gurii? Pe o parte așa? Și pe partea asta mai mic? Așa? Da. Îi pune și niște dinți? Cum? Păi, uite, cu...
Bă, tot cu cerculețe. Dacă stăpânim cerculețele, putem să facem orice din cerculețe. Hai să umplem cu culoarea alb. Facem un cerculeț. Oh, stai că de marginea asta de 4 e prea mare. Hai să facem cu marginea de 1. Așa. Luăm aici un dinte. Îl facem cu 2 dinți. Trebuie să dăm zoom, 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 zoom. Dăm cu 2 dinți, da. Luăm iar pe remodelare și din cerc o să facem un... pătrat. Pătrat, exact, uite. Luăm și tragem de asta așa mult. A? Da. Da? Și luăm și tragem și de chestia asta mult, așa lungim aici. Așa? Ia, de asta ce putem să facem? Tragem de el așa mai în jos un pic? Un dințișor. Și luăm și de asta și mai tragem așa să-l facem un pic mai pătrățos? Da. Așa, și acum mai care avem nevoie de încă un dinte. Dinte care dintele a ascuțit? Ce are, dinții ascuțiți? Și aici nu? Hai să-i facem 2 dinți de ăștia. Uite, ca să-l facem încă unul, facem copiază și lipește. Vă mai arăt o șmecherie. Hai mă, ridică-te sus. Mai facem o șmecherie. Ia uite butonelul ăsta, poate să întoarcă orizontal dințișorul. Ia uite, l-ai văzut? Cum l-a întors? Ia stai să-l ridicăm noi mai sus. Și pe ăsta. Ia, cum a ieșit? E amuzant? Destul de amuzant așa cu dinții ăștia? Da. Bun. Ce mai facem? Mustăți? Are mustăți? Da. Mustățile le facem cu linii, da? Nu cu cerculețe? Hai să facem mustățile din cerculețe? Hai să facem mustățile din cerculețe. Ce culoare să aibă mustățile? Alb. Nici nu contează, pentru că... Hai să facem contru de 2. Pentru că o să facem niște cerculețe așa de plate, de zici că cineva a dat cu pumnul peste ele și le-a turtit. Ia să le remodelăm. Stai să facem așa. Să remodelăm, să facem din cerculeț, să facem o linie. Remodelăm. Îl tragem pe ăsta așa, să-l facem ascuțit așa. A? Ce zici de treaba asta? Știai că puteai să faci o linie din cerculeț? Ia uite-o. Din plastilină, da. Ia uite, da, te zici că e din plastilină, fii atent. Luăm aici o mustăcioară și uite, cu ăsta putem să... Ia uite, și de aici poți să o rotezi, vezi? Tu. Facem așa, o mustăcioară. Și după aia linie. Linie, e mai și o linie. Mai vrei și o linie? Unde să mai punem linie? Așa, în altă mustață. Păi, tati, n-o dăm, tati, așa cu... Copiază și cu lipește, ia uite, copiază, lipește, o întoarcem și acum o luăm și o punem aici. Da, stai că dacă râde, trebuie să o facem așa șmecheroasă. Deci așa șmecheroasă. Tu când râzi nu se ridică mustața? Nu are. N-ai mustață? Bun. Tu ai mustață? Eu am mască. Bun. Ce mai facem? Sprâncene? Da. Hai să facem sprâncene. Din ce îi facem sprâncenele? Din linii. Din linii? Hai să le luăm tot pe astea două. Copiază, lipește și le facem mai mici. Hai să dăm zoom. Și acum le facem mai mici. Uite, le facem. Uite, așa, nu îi facem un program să se facă mai mici? Să scriem noi program să le facă el singur mai mici? Da. Hai mă, chiar așa. Una aici, copiază, lipește, o luăm de aici, o punem aici. Ia stai să derulăm așa partea asta. Și întoarcem, exact, de aici întoarcem, da? Pac! Deci întoarce. Păi, să fie dat și ele simetrice, amândouă la fel. Pam, pam! Și de aici... Bă, uite bă, că arată bine, mă! Da. Arată bine, mă, tati, mă! Ce mai trebuie? Acum zici că e un... Urechile! Da. Urechile, mă, că șoarecele are urechi mari, nu? Cum zici că e un... Uite, îi facem așa, asta e o ureche, uite. Uite, o luăm de aici urechea, copiază, da? Lipește și o luăm de aici și o punem aici sus, numai că trebuie mai mare urechea, corect? Dacă trebuie mai mare, ia uite. Ia uite ce facem ca să o facem mai mare. Luăm de colț, jup. Îi trebuie un punct înăuntru. Îi trebuie un punct înăuntru? Da. Uite, o punem așa. Și
Cum facem noi acum să-i trimitem urechea în spate? Ia uite aici ce zice. În spate, up, du-te-mă în spate, mai în spate, mai în spate. Du-te-mă înapoi, cel mai din spate. A, așa. Și așa i-am trimis. Vezi ăsta în față, în spate? Asta care e ca... față? În față înseamnă spre noi. În spate înseamnă către laptop, către... Și vezi cum noi punem acum obiecte unul în fața altuia? Punem un cerculeț, îl punem peste altcineva în față și încă unul în fața lui. Și noi putem să-l trimitem. Nu, du-te mai în spate, du-te mai în spate, du-te mai în spate. Ia, arată bine urechiușă? Arată, cum să n-arate? Îl facem puțin mai mare când... Uite, îi dăm copia. Nu vezi nimic la îi dăm lip... Pardon, l-am lipit de mai multe ori. Hai să ștergem o bucată. Și punem aici, da? Și acum îl trimitem înapoi pe ultimul strat din spate. Și acum coada. Și acum coada? Deci pe ultimul. Dar noi facem și un corp. Uite, un corp. Putem să luăm capul, îi dăm copiază, îi dăm lipește. Ne-a mai apărut încă un cap, da? Da, corpul e mai mare decât capul. Și atunci îl facem așa mare. Și îl trimitem înapoi. Ce mai trebuie? Mânuțe și coadă. Cu linii. Cu linii facem mânuțele? Da. Aia multe o atunci. Îi facem așa ca la ăla zi, cum îi zice, mă? Ca la omul de zăpadă? Da. Bun. Ce dacă am uitat cine e? Omul de zăpadă? Ăla pe care îl faceți voi iarna, în curte. Nu, ăsta. Ăsta? E un Mickey Mouse. Hai să-i facem eu degetele. Credeam că unul... Op, ia uite, un deget. Ia fii atent cum vrea să se unească singur aici. A, nu mai vedea acum. Două. Șoricelul cu trei degete. Nu are cinci? Șoricelul? Nu știu, hai că l-am făcut până la urmă om de zăpadă. Și acum, ca să nu mai facem din nou același lucru pentru a doua mână, le selectăm mai multe. Ia uitați-vă acum, vedeți scanarul ăsta? Când îi dau drumul, poac, ia uitați-vă câte s-au selectat. Și acum ce facem? Le? Copiem. Le grupăm întâi. Le grupăm. Pentru că dacă le-am grupat, ia uite, luăm toată mâna. Din mai multe obiecte mici am făcut un obiect mare, vezi? Da. Îl punem aici. Și acum copiază și lipește. Exact, hai că ai învățat și mecheria, Mișulică. Mergem aici okay. Sus. Întoarce, bravo, Mișii! Asta e, perfect! Hă? E bine? Normal, picioarele, coada. Hai să-i facem piciorușele. Îi facem picioarele la fel? Stai să îi fac coada. Vrei să-i faci tu? Hai, Mișulică, fă-i tu coada. Cu linii. Aia e coada? Da. Fii atent cum îi faci. Fii atent. Cum? Remodelează. Remodelează, exact. Bravo, tată. Ia uite ce știe Mișulică să facă de asta. Stai, ușor, ușor, ușor. Cum ai nevoie de mouse? Uh-huh. Unde ai pus mouse-ul? Că tu te-ai jucat ultimul cu mouse-ul. I-am dat lui Mati. Mati, unde ai pus mouse-ul? Nu știu. L-am găsit! L-ai găsit? Bine. Hai, bagă mouse-ul. Unde? Unde intră? Stai, unde intră mouse-ul? Fii atent cum facem aici, remodelăm. Că pe asta nu știați. Putem să mai punem puncte între ele, ia uite. Punct! Și uite ce fac cu punctul ăsta. Ha-ha! Și încă un punct! Și uite ce fac cu punctul ăsta. Ha-ha! E? Știai că mai putem să mai băgăm și noi puncte? Ia uite cum pot să fac. Eu uite. Să fac eu. Hai, mai bagă și tu un punct și fă și tu ceva. Așa, poți să mici de punct, vezi? Exact. Ia uite ce frumos ai făcut. Știi ce ai făcut aici? Ce? Dacă spun, nu mă crezi. Știi ce ai făcut? Ce? O sinusoidă. Ce e aia? Și ți-am zis că nu mă crezi? Hai că e bine, e perfect. E perfect, tati, codița e perfectă. E perfectă, unde te duci? Alo, unde te duci? Dă-i înapoi, dă-i înapoi. Seu. Nu șterge, tati. Hai mă, tati. Nu șterge. Dacă facem și noi un filmuleț, să-l punem pe internet, să arătăm la alți copii cum se desenează. N-au toți copiii tot timpul din lume să se uite la tine cum le faci tu pe astea, da? Ia să o dăm pe ăsta un pic mai sus. Selectăm totul, dăm un pic mai sus și punem ăsta să fie centrul personajului exact în burtica lui, da? Da.
Bun, hai să mai punem acum piciorușe. Linii. Tot cu linii, da? Ia uite. Uu, ce picioruș slab! Stai, nu e bine. Îl selectăm. Că trebuia cu linie groasă, linie de 4. Uite aici e grosimea linii, vezi? Și scriem noi 4 și acum facem o linie. De fapt, putem să facem așa. Și hai să-i facem și aici niște pantofiuri în picioare cu niște cerculețe. Așa, un cerculeț. Și așa, încă un cerculeț. Și... le colorăm. Da-le. Îi facem și o cu chitară. Alt costum. Fii atent acum. Cum facem ca să animăm? Îi dăm duplică la costumul ăsta. Și ca să-i facem o chitară, bună idee, bună idee, Mișii. Eu fac eu. Stai, până să-i facem chitara, hai să-i facem mâna, îi dăm, degrupează, să-i facem mâna, să-i ondulăm aici mâna, da? Că ei să-i dăm, remodelează, îi mai băgăm aici încă un punct. Eu facem. Și facem așa. Stai că zici ceva nu e bine. Ștergi. Pam, 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 și cântă la chitară, să-l facem pe ăsta acum, tot aici ne jucăm, ia uite, i-am făcut mâna curbă, vezi? Da, și schimbă costum. Și o să facem, schimbă costumul, da. Dar hai să-i facem chitară. Pune-o pe asta. Ui, pun și ghearele. Că cu ce cântă? Corect, cu ce o să cânte? Facem altele. Una, două, trei, și ne mai trebuie chitara. Cum facem chitara? Din eu ce facem fac chitara? Stai să-i coborâm și mânuța asta, că e prea ridicat aici. Uite, ne folosim de ăsta. Tu, 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 tu. Așa. O tragem mai jos. O chitară roșie? Da. O chitară roșie de așa avea maro. Și eu mă gândeam tot la maro. O chitară maro de așa avea. Toată ziua aș cânta. La, 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 la. Jumătate de ziua. Așa. Hei, cum facem să băgăm asta mai în spate, chitara? Ăla l-am tu scrie în spate. Mișii, știu că nu știi să citești, dar ăla e bravo. Mai în spate. Gata, am ajuns. Îi faci un dreptunghi aici să fie ca o chitară? Hai. Așa. Up. Așa. Păi, e prea mare. Hai să-l facem mai mic. Ia. Dă-mi voie să te ajut. Stai. Stai că ai... apăsăm aici, luăm pe ăsta și acum... Stai că nu e bine. Îl facem mai mic. Tu. Mai mare. Și mai lat. Tu. Și mai ridicăm aici. Și acum trebuie să... În spate. Opa, gata. Perfect. Trebuie să-i fac și să la chita și chitară. Corzile? Da, trebuie să-i mai fac și hai, fă-i corzile la chitară. Liniș. Stai să-i fac rotundul ăla. Așa, fă-i rotundul ăla. De pe ușor, cercul. Ușor. Cu ce culoare să-i facem gaura? Mai e așa, ceva mai închis, da? Da. Unde s-a făcut cercul? Acolo, sus. Șterge. Nu îl ștergem, îl luăm de aici și îl tragem. Hai bă, alo. Păi ce, ai mă tati, mă, iar ai făcut asta cu tot timpul, nu știu cum reușești să faci chestia asta. Cu vezi? Ce? Păi uite, a decalat toată imaginea. Ce ai făcut mă tati, mă, ia să vedem, control minus. Nu merge. Control plus? Nu merge. Ce ai apăsat mă din aur? Păi. Nici tu nu mai știi, a? Ce? Nu, până la cer, dar ai făcut, nu vezi că ai mărit tot desktop-ul? Poate dacă îl ții și apins. Bă, iar mi-a făcut chestia asta, mă. Și mi-a mai făcut toată așa. Oh, cum ai făcut, mă, tati, mă, treaba asta? Hai, asta e. Cred că știu cum se rezolvă. Lasă așa, când ne descurcăm. Hai să facem aici și o
O coardă. Mai subțire corzile, stai. Am dat înapoi, am apăsat. Știi să mă apăs ca să dau înapoi, fără să apăs aici? Uite, vă arăt acum. Modificăm aici corzile, le facem mai mici. Stai apăsat. Și acum fac coarda asta aici și dacă nu e bine, apăs. Ia uite, control Z, adică butonul ăsta scrie control, butonul ăsta scrie Z. Și ne apăsa pe control și apăs pe Z și pa, că am dat înapoi ca și cum aș fi apăsat pe ăsta, vezi? Și acum, în loc să mai fac alta, o iau pe asta, copiază și lipește. Câte curze are o chitară? Cred că 10. Poate chitara ta are 10 curze. A noastră nu are 10. A noastră aici are Câte? 4. câte în cap? 4. Mai încă pe una. Auzi? Și facem așa. Și acum îi scriem ceva program. Merge 10 pas? Nu mai merge, că dacă merge, iese din ecran. Când dăm click pe start, la început să Schimbă schimbe col. costumul la costumul 1. Și să zică, hola, muchachos, prietenos, haide să cântăm împreună. Nu Ha? știu italiană. Păi zice așa în mexicană. Hola, amigos, Suntem. cantamos un cântecos împreunos. Ce înseamnă asta în mexicană? Cantamos un cântecos împreunos. Cântecăm pe una? Bravo, tu știi mexicană, mă? Nu. Bravo. Și după aia, schimbă costumul la costumul 2 și să punească un sunet. Hai să căutăm un sunet care să... Ai, mă, tati, mă, ce mi-ai făcut mai aici, mă? Să căutăm un sunet. Băi, un cântec care să fie la chitară. Ia să căutăm Repetitive. chitar. Cum se scrie chitară în engleză? Uite aici, ghitar, uite, ghitar, uite. Ghitar, ghitar, ghitar. Trebuie să scriem aici, ghitar. Ghitar. A, uite câte chitare sunt. O, ăsta? Ăsta. Ăsta, gata, perfect. Schimbă costumul și după aia pornește sunetul. Dacă zise da. Ia. Ce era? Nu mai niciun zis. Pornim. Hola, amigo, stai. Dar și de... E vina mea, de da. No, no. E vina ta. Asta e vina ta. Bine. Hai să facem să și danseze. Să se miște așa, pam, 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 pam. Nu Fii să atent. facă copii show-ul? E, ar fi bine să facă și cu piciorul, da. Aoleu, câte lucruri putem să facem de aici înainte. Să-l facem să danseze, avem așa, avem la mișcare, avem multe moduri. Avem așa, să se rotească, putem să zicem aici, repetă, repetă de 10 ori, spre exemplu. Tot Te pot. rotești cu 15 grade, te rotești cu 15 grade. Vrei să pun pauză? Fugi, fugi. Cum pui pauză? Las că nu punem pauză. Așteptăm pe el să vină. Până atunci facem noi programul. Așa, și îi zicem aici, așteaptă o secundă. Ia uite cum face. Pang, pang. Aolo, aolo. Tu, 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 tu,
punk și era cu efectul vârtej, efectul, nu culoare, ci efectul octăpești, ia să vedem cum facem. A, ăsta? Care? Bă, ăsta zici că se îngrașă. Și după aia vine la... Se vine, le vine la normal, da, așa, e că așa facem. Fii atent. Dintr-un minut în altul, dam. Băi, unde pleci? Nu încoace, unde mai pleci? Și când se îngrașe, poate taie să explodeze. Să se îngrașe tare să explodeze? Da. Hai mă, tati, mă. Uite, repetă de 5 ori, modifică efectul ăsta și după aia de încă 5 ori. Uuu!
Cu minus 5. Adică cu cât se îngrașă, poate se dezgrașă. Stai să scăpăm de efectele astea. Anulează efectele grafice. Uite, mai apăsăm și pe butonul ăsta. Pac! Gata, ia să vedem cum faceți. Punk, punk. Ha-ha! Tăndărăndărăndărăndărăndărăndărăndărăm. Să se îngrașe foarte mult. Fii atent, când pornește sunetul ăsta, trimitem un... Un ce trimitem noi? Mesaj? Bravo, mă! Difuzează mesajul... Scriem aici mesajul... Dansează, amigo! Nu știe? Limba aia. Când primește dansează, amigo, să facă toate chestiile astea. Ia, ia uite, punk, punk! Și... Ce să mai facă? Hai să mai încercăm și un alt efect. Ia să vedem. Duplică efectul vârtej. Vârtej. Ia să vedem ce face asta. Aha, aha. Ia uite cum face. Pang, 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 pang. Ce zici de asta? Da. Hola, amigos! Cantamos! De ce nu faci așa tot timpul? Că dansează. De ce nu dansează în continuare cât timp cântă muzică? Poate la infinit. Du-te, bă, încolo de aici. Bravo, mă. Unde ai fugit? Vino încoa. Acolo am Și la început, că uite, nu știm cum se oprește, la început îl orientăm în direcția 90. Și acum îl dăm mare. Ca nu vadă, Mati, ce am scris aici. Ia fii atent, Mati. Hola, amigos, cantamos un pecos. Uite, trebuie să-l facem să dea din piciorul ăsta, așa, ca și cum baterii. La infinit să cânte, nu? Ai pus? Stai, difuzează ăsta și acum la infinit. Ce crezi că o să se întâmple dacă la infinit pornește sunetul? Hai! Vino încoace, Mișii! Cum se va auzi dacă la infinit pornește sunetul? Rău. Rău zici tu? Tu zici cum zici, Mișii? Frumos! Frumos? Hai să vedem! De ce? De ce se aude așa ciudat? La infinit pornește sunetul ăsta. Dacă ai spus acum și explică-ne. Nu știu, am mai încercat în jos. Ți s-a întâmplat și ție, nu? Da. Păi uite, tati, de asta există aici două bloculețe pentru sunete, vezi? Pornește sunetul sau... Redă și cântă până la finalul cântecului. Dacă noi l-am folosit pe ăsta, e ca și cum ai zice salut. Dacă ai zice salut și l-am băgat aici, la infinit ai zice pentru că nici n-apucă să termine ce avea de spus, pentru că trebuie să înceapă din nou. Zice s și după aia când vrea să zică din nou salut, zice s și s. Și atunci trebuie să-l folosim pe ăsta. Redă-l, cântă-l până la sfârșit. Mami, vrei să vezi ce am făcut? Da. Ia fi, venit. Ia fi atent. Îi dăm start? Da, da. Hola, amigos, cantamos un poco. Îți place? Eu i-am zis să facă chitară. Și să schimbe coastă. Uite, și acum vrem să-l facem să dea și din piciorul și ăsta. Cum îl facem, Mati, să dea din picior? Mergem la costume. Așa. Îi dăm duplică. Așa, bravo. Îi ridicăm piciorul. Hai, bravo. Se tragem de el. Așa? Așa, bravo. Vezi că acum demodelezi. Deci, selectează săgeata. Cu săgeata mici, da? Așa. Da. Așa, și rotește-l un pic așa. Nu de acolo rotești. Uite, de aici rotești, vezi? Up.
Așa, El da. este și schimbă costumul la pijouși? Da? Păi uite, îi zicem așa. Ah, hai să facem să dea și din chitară, să pun o chitară un pic mai sus în costumul ăsta, nu? Ca să facem chitara, prima oară, luăm mâna, o dăm mai încolo. Mamă, cum selectăm noi doar chitara? Avem cam multe de selectat. Uite, le selectăm pe astea, le grupăm și după aia doar facem un pic mai așa, cât să nu se vadă exact ce am făcut noi aici, da? Și luăm și cercul ăsta și îl învârtim și pe ăsta un pic așa. Pardon, nu burtica? Cerculețul ăsta îl luăm și îl învârtim. Îl învârtim atât, da? Și acum îi punem mâna la loc, în spate, înapoi. Cam așa, da? Ia să dăm punk. Ia să dăm mărimea normală. Hai că e bine. Punk, punk. Dansează bine, da? Și acum, când primesc dansează amigo, atunci să schimb între costumul 2 și costumul 3 la infinit. Da. Deci la infinit, aspect. Schimbă costumul la costumul 2. Așteaptă un pic ca să nu-l schimbe așa repede, repede, repede. Și după aia schimbă costumul la costumul 3. Și după aia așteaptă din nou un pic. Ia să vedem. Așa? Mai repede. Mai repede, da? 0,5 cu 0,5. A? Da. Bun. Facem mare. Bine, hai în loc de spune să folosim întreabă și așteaptă. Și acum să nu scriem din nou lucrul ăsta. Îi dăm aici copiere cu click dreapta și aici îi dăm. Ce îi dăm? Lipire. Lipire. Facem ăsta mare. Start. Și hola amigos, cantamos un cântecos împreună. Cum se zice? Da sos. Da. Da. Da sos. Si, mă, se zice. Se zice si. Asta nu se spune în italiană? Și în spaniolă. Și în română. Nu. De ce nu începe să cânte? De ce nu începe să cânte? Ia să vedem. Unde e problema? Să cânte. Am uitat să le lipesc pe astea la loc. Hai, din nou. Poți să scriu? Hola, amigos. Zi-mi și. Zi-mi sos. Si. Si. Și apasă Enter. Enter e butonul la mare, 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 mare. Punem și un decor? Aoleu, decor! Cum de-am uitat noi decorul, mă? Alege. Desen. Desenul. Nu, 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 știu, 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 știu. Am zis că e mexican ăsta, nu? Noi am făcut pălărie. Uite-mă pe plajă, mă, trebuie să fie aici, dacă tot vorbește în portugheză. Mm. Ba da, pe plajă la Rio. De ce? Nu-mi place. Nu-ți place plaja de la Rio? Asta. Nu e foarte frumos? E frumos, da. Mami, îți place? Uf. Uf, da, uf. Foarte bine ai zis, să vedem dacă înțelegi ce ai zis.